Întrebarea este, de când guvernul dumneavoastră, care e la putere acum, va scoate o ordonanță de urgență prin care să se interzică, așa cum spunea Radu, exportul de bușteni. De bușteni și de cherestea. De adică de materie primă care ar trebui prelucrată în România, folosită de companiile românești, care să genereze locuri de muncă, să genereze cheltuieli și profituri pe orizontală, pe un lanț al unei întregi industrii, nu doar să tai copacul, să-l pui pe cale ferată și să-l duci... Asta este adevărul adevărat. Așa poți să redresezi România din punct de vedere economic și social. Așa creezi locuri de muncă. Nu cum spunea Boc, că schimbăm codul muncii și creăm 40-25.000 de locuri de muncă. Aia a fost un haos. Un haos e și acum, să știți, în legislație. Deci nu e, la același haos este. Ca pe vremea lui Boc. Nu s-a schimbat nimic de asta. Absolut deloc. Muncii, evident, care mai... Bun, răspundeți la întrebare, vă rog frumos. Mie ce mi se pare nedrept și vreau să subliniez și să vă atenționez, să dumneavoastră și telespectatori, nu mi se pare drept să fie băgat la grămadă guvernul Ponta. E primul care a făcut ceva. Radarul pădurilor funcționează pentru transportul ilegal de lemn și acum vine cu modificări ale codului Silvic ca să fie doi piloni să se termine cu dezastru din păduri. Amândouă trebuie, deci radarul trebuie dezvoltat și codul Silvic. Dar cei de la ONG-uri spun că radarul nu prea funcționează așa cum trebuie, doamna Pană. Răspundeți-mi la întrebare. Da, și acum vin cu continuarea. Nu prea funcționează, spune Radu, da? Radarul funcționează. Doamne, vă rog să mă credeți că primim în fiecare, dacă ar fi să dăm drumul imaginilor care ne vin în fiecare zi la Antena 3, cu transporturi de lemne din marile județe cu suprafețe forestiere, din Suceava, din Caraș-Severin, din Argeș, păduri tăiate ilegal care sunt apoi cărate noaptea, cu complicitatea primarilor, cu complicitatea poliției locale, din păcate, șpaga care se ia acolo pe plan local, este un motiv suficient și ca cei care sunt la București să nu intervină. Nu știu dacă e o complicitate politică, nu știu dacă primarul ăla care ia șpaga de la cei care transportă noaptea buștenii, dă și mai sus. Nu știu lucrul acesta. Cert este că atâta timp cât oamenii acestei țări văd camioanele cu bușteni care trec pe sub nasul lor și ne trimit nouă aceste imagini, lucrul acesta cred că poate fi văzut și de cei 150.000 de angajați ai Ministerului de Interne și de, de cei din Poliția Locală și de cei din Jandarmerie. Și doamne, vă rog, domnule tuturor, tocmai de asta am deschis, apropo de guvernul Ponta, și linia 112, încât cetățeanul se poate semnala. Nu tot ce circulă e ilegal. Vorbeam mai devreme că noi vindem 18 milioane de metri cubi legal pe an. Se transportă cu camioane. Deci nu înseamnă că toate camioanele care le văd cetățenii înseamnă transport ilegal. Și în plus am dat facilitatea ei să sune la 112 și să poată verifica. Bun, deci... vă opresc. Deci radarul funcționează, radarul spune că radarul nu funcționează. Încă nu funcționează așa cum ar trebui. Încă nu funcționează așa cum ar trebui. Am văzut și în filmulețul făcut de către agenți, de către foarte corect, de echipa de la premieră. Doar o secundă. Ne întoarcem în câteva clipe cu răspunsul celor doi miniștri, apropo de întrebarea de ce lasă ăștia export liber la materie primă lemnoasă, da? De ce nu pun, nu zic stop, nu pun dop, ca să zic așa? De ce? Care este rațiunea și încercăm să ne dumirim apropo de o concluzie, da? Codul Silvic va intra în vigoare, cu siguranță. Iohannis are foarte multe, foarte puțin. Adică nu are niciun fel de pârghie să întoarcă. Mă rog, codul o să promulge legea dacă trece de Parlamentul României și va trece, probabil că e majoritate PSD. Revenim în scurtă vreme, rămâneți cu noi. Mulțumesc foarte mult că ați rămas la ordinea zilei. Încercăm să ne dumirim ce este cu acest cod Silvic, extrem de disputat ca lege. Și avem o întrebare din partea echipei de la ordinea zilei pentru doi foști miniștri ai mediului. De ce, doamna Pană, guvernul dumneavoastră nu dă o ordonanță de urgență pentru interzicerea exportului masei lemnoase brute, deci materiei prime? Vă spun ce este prima idee la care m-am gândit în momentul în care am preluat eu atunci. Așa, și? Dar vreau să vă fac precizarea că la nivel de spațiu intracomunitar nu este noțiunea de export. Deci să luăm cazul unei firme străine care la noi în România, dacă își duce în țară, îl poate duce oriunde de acolo. Mă înțelegeți? Deci numai ce pleacă direct în afara Uniunii Europene, în România, se poate considera export. Acesta este răspunsul reprezentantului PSD, Radu. Să citim din Bulgaria? Da. Care e cea mai evoluată țară europeană? Franța? No. Germania?
Nici atât. Italia, Spania, astea au fost imperii, sunt praf, sunt vai de capul lor. Noi suntem cei mai tari, dar înaintea noastră sunt bulgarii. Cea mai tare țară europeană are următoarea prevedere. Fii atent aici. Potrivit legii pădurilor, articolul 126, legea pădurilor din Bulgaria, ministrul agriculturii poate interzice prin ordin exportul de material lemnos neprelucrat. La ei pădurile, cum a fost și la noi, la Ministerul Agriculturii. Deci dacă în material Bulgaria... Material lemnos neprelucrat, adică trebuie să sau poate exporta cherestea. Deci nu e o soluție. E un pas, doamnă. Da. Material lemnos neprelucrat înseamnă bușteni. Da. Dar... Dacă măcar partea de bușteni o rezolvăm, începem cu ceva, că așa tot timpul vom găsi, știți, dar neprelucrat lemnos e, poate să fie cherestea, dar nu poate să fie bușteni. Hai să începem măcar cu asta. Da, tocmai. Până și bulgarii au o prevedere potrivit căreia... Care să mai reducă din exportul adică ăsta. Adică au ajuns bulgarii mai deștepți ca noi. Da. Și prelucrare înseamnă câteva locuri de muncă. Știți ce interesant e? Importă și din Ucraina și din Bulgaria. Există și cu Uniunea Europeană. Altfel n-am explicat de ce în toate statisticile există exporturi și importuri intercomunitare și altfel. Deci asta este o interpretare strict politică ca să ne păcăliți pe noi. Deci nu există. Există exporturi în statele membre UE și exporturi în afara statelor membre UE. Așa scrie în fiecare raport statistic, în toate situațiile de la Institutul de Statistică și în toate situațiile exportatorilor. Deci asta am rezolvat-o. Există exporturi în interiorul UE. Deci poate fi adoptat un astfel de act normativ și poate fi luat o astfel de inițiativă în așa fel încât să dăm de lucru aici în țară și să ne rezolvăm lucrurile aici în țara noastră. De ce n-ați făcut asta cât a spus ministrul al mediului, doamna Soluția doamna propusă Barga. De mine a fost clusterele. Așa cum în Polonia funcționează, cum în Germania funcționează, acolo nu se exportă materia primă, ci se exportă produse finite. Se pot face asocieri pe baza competitivității. Păi ăsta e singurul articol bun din cod. Din codul și Silvii, pentru da? Aceea am fi votat acel drept de preemțiune la industria mobilei. Și pe baza acestui drept de preemțiune, statul își dă materia primă pentru valorificarea ei la un grad cât mai ridicat. Deci, în concluzie, noul cod Silvii care va trece și va fi o lege în România, va limita exportul de masă lemnoasă brută, da sau nu? Da, prin două articole. Unul, dreptul de preemțiune a producătorilor de mobilă, da? Și doi, cel puțin 40% să fie prelucrat superior din câte achiziționat. Câți producători de mobilă au mai rămas în România? Nu știu să vă spun exact ca cifră, dar deci vreau să spun volumul de export al mobilei românești anul trecut a crescut. A crescut, dacă știți că dacă facem de la o mașină, facem două, dublăm producția. Deci a crescut, dar a crescut, depinde la ce ne raportăm, iar producătorii sunt foarte puțini. Cât de mult și de asta am venit cu acest drept de preemție. Sunt foarte puțini și cifra de atace este foarte mică. Bun, deci în concluzie, Radu, dacă se poate ce vrei tu? Eu cred că se poate. Există precedente în interiorul Uniunii Europene cu o documentare solidă. Ce au hotărât bulgarii, ce au hotărât austriecii, că da. Ai văzut, a fost și un politician austriac care a spus. Da. La noi în țară nu se poate ce se poate la voi. Bineînțeles. Mi-a spus-o el în față. Da. Firma austriacă face în România pentru că îi se permite. Permite, că poate. La ea acasă nu se permite să tai așa. Dacă ar avea de ales între a cumpăra pădure în Austria și a cumpăra pădure în România, deci a cumpăra dacă avem în România. Cel puțin două cazuri. Corect. E ca la matematică. Avem cel puțin două cazuri. În care nu se poate tăia și exporta material lemnos neprelucrat Bulgaria și Austria, unde nu pot să facă cei de la Holz Industries ce fac aici în România, înseamnă că undeva se poate. Și Polonia și Germania. Și Polonia și Germania, poftim, spune un fost ministru. Deci patru cazuri. Perfect. Atunci, hai să... Și de ce hai să începem, ordonanță? Hai să începem crăpătura. Am cerut asta. Să fie ordonanță, și? Dar domnul prim-ministru la vremea respectivă a spus să fie proiect de lege și să-l trimitem în Parlament, în regim de urgență. Și urgența a durat vreo 3 luni. Și bun. Toate articolele acelea au fost eliminate. Au înțeles, am aici avut de înțeles. Spuneți-mi, de ce nu există arii protejate, apropo de pădurile astea virgine? De ce? Nu să nu există. Adică pădurile virgine pot fi tăiate acum în România? Nu. Nu? Sunt arii protejate? Da. Eu nu știu dacă proiectul Natura 2000, care e un proiect european, e respectat 100% în România. Din câte știu eu, cei de la Natura 2000 au nenumărate conflicte cu autoritățile, iar ariile protejate românești, ultimele din punct de vedere al spectaculozității și al frumuseții în Europa, pentru că vine și ne spune Prințul Charles, nu spun eu de aici subiectiv cetățean român, și mai spun și alții. Așa. Da? Aceste arii nu sunt respectate, nu sunt protejate. Și Transalpina a încălcat o arie protejată Natura 2000 și alte proiecte industriale încalcă, din păcate, în privința mediului în România, încă nu există o politică autoritară.
conducătorii de la București, am văzut-o ieri pe Grațiela Gavrilescu și mi-a plăcut. E un ministru care merge riscant de departe cu impunerea unor norme de mediu. Dar în afara ministrului mediului, eu nu cred că avem politicieni convinși de faptul că această țară se sufocă dacă nu își păstrează ariile protejate și pădurile care, nota bene, aer curat și doi, când vin inundațiile, tot la televizor vin și spun, aoleu, au murit în satul cutare 10 oameni. De ce? Pentru că s-au făcut defrișări. Uitați aici o lege respinsă de Senat, respinsă ca punct de vedere de domnul prim-ministru Victor Ponta, prin care noi propuneam ca defrișările ilegale pe o suprafață mai mare de un hectar, acelea care au efecte inundațiile, să fie declarate element de siguranță națională și să fie măsurile aspru luate pentru limitarea, pentru eliminarea terilor ilegale. Multor politicieni cu putere din țara asta, li se pare povestea asta de mediu așa, o fandacție. E ceva. Hai, domnule, terminați cu... Aveți voi o... Da, ceva. E o poveste foarte serioasă. Extrem de important. Mulți proprietari de păduri au pădurile în zone de parc natural, au restricții din punctul de vedere a legislației pe biodiversitate și nu primesc compensații. Când am fost ministru, guvernul a aprobat o hotărâre de guvern, trebuiau să primească proprietarii între 40 de lei și 200 de lei. Și? Din păcate, guvernul Ponta n-a mai publicat-o. Am făcut interpelare, nu numai că n-a publicat-o, n-a pus nimic în loc. Deci sunt proprietari care sunt mai rău ca pe vremea când s-a făcut naționalizarea, care nu au dreptul să-și exploateze pădurea, pentru că este acolo un parc natural. Oamenii au înțeles de bună credință, dar ar vrea o... Da, lăsați că șeful Rom Silva, înțeleg de la colegii mei, șeful Rom Silva cerceta penal pentru că taie din zonele astea protejate. E bine. Zic, deci, nu e bine. Rom Silva fiind totuși principalul client al austriecilor. Doar o secundă. Domnule, frumosul, concluzia noastră, vă rog. Concluzia mea este, și o spuneam în pauză, dar mă văd obligat să o spun și în emisiune, este că dacă le asculți pe cele două doamne distinse, dai dreptate fiecăruia. Eu am o singură întrebare. De ce, când faci un lucru important pentru România, partidele politice și reprezentanții lor din Parlament nu se unesc ca astfel de discuții contradictorii să nu mai apară, iar eu, cetățean, să am încredere că ceea ce iese din Parlament iese bine pentru România? Și închei punând o întrebare care ține tot de tăiatul pădurilor. Oare nimeni nu este interesat și nimeni nu s-a întrebat și ce responsabil a putut să dea cu subsemnatul și să taie pădurea Băneasa din jurul Bucureștiului? Da. Subiectul acesta, stați puțin că președintele o să zică și el acum că e supărat, vă dați seama, i-au respins examinarea legii, reexaminarea legii, o trimit la promulgare, e așa un fel de, semnează ca notarul acum, ca o să iasă cu declarații, o să zică, o să se agite băieții de la austriecii, o să fie acuzați de mafie în zona pădurilor între parlamentari. Cert este că nu există, cred, partid politic care să n-aibă reprezentanți în domeniul acesta, că nu există lege care să nu fi fost interpretată în fel și chip, astfel încât să le iasă lor să fie bobi, să cadă exact așa cum și-au dorit ei, și este evident că lemnul României este vânat din toate direcțiile sub, indulgenta, ca să nu-i zic altfel, nu, sub nesimțita, ca să zic așa, observație a celor care au condus România în ultimii 25 de ani.